Salutare frumoșilor și bine ați venit la un nou podcast pe canalul lui Cristian Chifoi, în care vom face un interviu cu Cristian Chifoi. Prima întrebare din această seară, cine p***a întrebat? Da, lăsând asta la o parte, deci suntem pe 10 minute, suntem contra cronometru, dacă ai văzut cum fac cronometrul ăla, o să încercăm să ducem o discuție de la 1000 de lei la 10.000 de lei lunar, pe, nu știu, o nișă, o să alegem noi o nișă random acum, o să fie pe video editing, ceva care se caută și e, nu știu, explozie pe piața asta și să vedem. Deci suntem acum la secunda, nu știu, 30-40, mă rog, pe acolo. O să fim atenți și la cronometru. Avem 10 minute la dispoziție să facem un breakdown la un parcurs al unui tânăr, practic, în sectorul ăsta de video editing. Tu îl faci, eu sunt moderator. Da, ok, încercăm să vedem dacă ne încadrăm. Așa că stați până la sfârșit să vedem ce este, da? Plecăm de la, nu știu, hai să zicem 0 lei, dar cu o sumă de 1000 de lei, să zicem, pentru prima oară când am muncit. Hai să vedem ce am putea să facem pe zona asta de video edit, da? Să creștem și să ajungem să facem peste 10.000 de lei pe lună. Ok, deci ai ales deja nișa de video edit. Da, da. Avem în momentul de față 1.000 de lei și scopul e să ajungem la 10.000 de lei lunar. Hai să ajungem mai întâi la 1.000 de lei, să vedem cum facem 1.000 de lei. Că luăm skill-ul de la zero. Presupui că aveai 1.000 de lei deja din joburile pe care le-ai făcut, ți-a dat mama, ți-a dat, aveai o sumă minimă de investiție. Dar începem pe nișa de video edit. Ok, video edit. Hai să vedem. Go. Pasul 1? Pasul 1. Pe pași, da? Da. Pasul 1, ce aș face eu, da? Deci dacă aș fi pe nișa asta, înainte să încep să mă documentez, ca să salvez foarte mult timp, dacă mă grăbesc, aș vrea să mă duc cât mai repede la 10.000 de lei lunar, da. O să iau un curs. Și acum... Stai cum? Cursurile sunt schemuri. Da, exact. Mă duc pe Udemy, dar cel mai simplu lucru, mă duc pe Udemy, cât poate fi un curs acolo? 90 de lei, 100 de lei. De la... Am văzut reducere o grămadă, da? Okay. Iau un curs de 100 de lei, să zicem. Și nu fac altceva decât să mă ocup, să mă consum mâna de lucru, adică să fac cât mai bine clipuri. Și mă uit oarecum la ce pot să servesc și pe cine. Dar prima dată mă uit la ce piață sau în ce piață se activează mai mult cu videoedituri. Okay. În momentul ăsta reel-urile și TikTok-urile, acolo practic e valoarea adevărată. Păi și cum începi? Adică mai întâi iei materiale așa random, filmezi tu și editezi? Exact. Iau materiale de la oameni, de exemplu. Iau materiale de la oameni arhicunoscuți, pentru că știu clar că dacă apare fața lor pe ecran. Iau de la Tate și fac niște clipuri de ale lui, fac exact în stilul meu. Pe măsură ce am învățat skill-ul ăsta din curs, încerc să-mi fac mână de lucru și să iau de la oameni super cunoscuți ca eu să testez pe TikTok, de exemplu, okay. Sau pe Reel. Vreau să fac vizualizări. Okay. Deci ăsta este focusul meu principal primele săptămâni, să zicem. Vreau să fac vizualizări, pentru că după ce învăț să fac vizualizări, nu o să prind toate clipurile. Mm-hmm. Mi-e de ajuns să prindă unul, mă uit la el să văd ce am făcut bine, okay. Și repet. Adică merg strict focus pe ce am făcut acolo ca să repet și să iau cât mai multe vizualizări. Structurăm, să facem cât mai structurat. Deci pasul, la 3 minute. Deci... pasul 1 a fost să cumperi un curs, da, ai făcut curs, ai început să editezi videouri pe care le-ai găsit tu pe net. Da. Exact. Pasul 2, ce faci după aia? Pasul 2, m-aș duce să, după ce am testat skill-ul și văd că e validat, da? Deci am văzut că pot să obțin vizualizări. Pasul 2 este să mă duc pe o nișă cu oameni care au bani, care sunt în online sau poate nu sunt online, poate sunt branduri de afaceri, măricele, okay. Știu că au bani, da? Ca să pot să le atrag atenția, nu le-aș da mesaje. Nu mai merge partea asta cu mesajele în ziua de azi. Și cum zicea Gary Vee, dă 500 de mesaje, primești un da. Nu mai merge acum, toată lumea e în online, știi? Ce aș face eu? Aș face ceva mult mai inteligent, să zicem. Aș face reclame moca pentru brandurile astea mari sau persoanele arhicunoscute și doar să le atrag atenția. Ceva super drăguț pentru ele, știi? Dacă nu le atrage atenția, înseamnă că n-am făcut bine, adică trebuie să mai testez. Este de ajuns să fac multe clipuri de astea. M-a făcut un tip pentru mine, pentru Bubble Waffles, și mi-a atras atenția, i-am dat share, a obținut 10 clienți. Darius? Da. Păi ok, eu înțeleg, dar tu ești momentan la... pasul 1, imediat după pasul 1, unde abia ai învățat să editezi, ai un skill nou, cât durează până începi să atragi atenția brandurilor la mari? Dacă am reușit practic să obțin vizualizările de care am nevoie, am făcut, nu știu, 50.000 la un clip, ok, repet clipul ăsta, în alte maniere, nu știu, mai am un 20.000 de vizualizări, un 40.000, un 70.000, știi? E clar că funcționează, da? Acum încerc să integrez practic o persoană cu bani sau un brand cu bani sau mai multe, da? Să fac reclame constant pentru ele până le atrag atenție. E de ajuns unul să sară de acolo, să zică, bă, ok, hai să lucrăm împreună, dar nu am încredere, am încredere în tine doar să testăm, știi? Uh-huh. Și zic, bă, ok, dar nu pot să muncesc moca, dăm doar 1000 de lei pe lună. Și îți bag 3-4 luni, de exemplu, știi? Adică focus doar pe tine, vreau să aduc rezultate, vreau să-i cresc brandul personal lui băiatul ăla. Sau fata sau afacerea respectivă. Uh-huh. Că știu că după aia pot să-i cer mai mult. Dacă eu îi aduc rezultate și facem mai mulți bani, ăsta ar fi focusul următor, să văd că rezultatele omului cresc în bani, adică să-l văd că taxează mai mult, că obține mai multe vizualizări, că e mult mai cunoscut și că eu l-am ajutat.
Atunci am leverage în momentul ăla. Și zic, bam, direct, ia dăm 3.000, 4.000 pe lună din momentul ăsta. Sau plec, adică lucrează cu altcineva. Dar știi clar că până atunci ai avut încredere în mine, m-ai plătit foarte puțin, minim practic, adică să-ți fac o grămadă de content. Okay. Și după aia, după ce, dacă nu zice da, pur și simplu mă duc la altcineva și arăt rezultatele lui ăsta, știi? Dar dacă ăsta zice da, ceea ce eu n-aș putea să refuz, de exemplu, dacă ar fi în cazul meu, că recunosc valoarea și oricând dau mai mulți bani, dacă și fac mai mulți bani, uh-huh. Și apoi m-aș focusa să aduc al doilea om de genul ăsta. Pentru că la ăla mă duc și zic, bă, uite pe cine am ajutat, uite ce am făcut, dacă nu, deja ăla mă recomandă, știi? Zic, pot să fac și pentru tine asta pentru că am timp liber, da? Pentru că am învățat să fac bine pentru ăla, hai să te iau și pe tine. 3.000, 4.000, bam, direct pe masă, înțelegi? Am și o cheltuiel, dar să zicem că rămân cu 6-7.000 de acolo. După aia focusul ar fi să mai aduc încă un client. Adică aș putea să mă duc lejer la 3 clienți, să știu că muncesc doar pentru ei și să fac banii aia buni. Pentru că am învățat skill-ul de bază. Acum cât îți ia să înveți skill-ul ăsta? Suntem la 6 minute, avem timp. Okay. Cât îți ia să faci skill-ul ăsta depinde doar de tine. Pentru că eu n-aș merge în vacanțe, ăsta ar fi cred că pasul 3. Focusul. Da, m-aș focusa strict să fac content pentru oamenii ăștia. 1, 2, 3, câți ori fi, da? Ca eu să demonstrez practic că am mână de lucru recunoscută în nișa mea, da? Și m-aș focusa să bat pe toată lumea la fund, adică să știe lumea că, bă, cine face editul lui ăla sau lui ăla asemănător, știi, să știe, bă, ăla, la ăla te duci. Adică aș munci să fiu cel mai bun. Okay. De asta cei din breasla mea oarecum își mai au vacanțe, unii poate sunt arhicunoscuți și nu mai vor să muncească la fel de mult. Aici e șansa mea să bag, să rup în două și să vin cu ceva diferit. Și atunci focusul ăsta, ca pasul 3, ăsta ar fi foarte, foarte important, pentru că aici mi-am făcut portofoliu. Până acum eu zic că e ok. Acum, sens, depinde de fiecare în cât timp ajunge acolo. Da. Păi și ok, să zicem că am înțeles, focus, te străduiești, dar nu știu, ești văzut de brandurile alea mari sau, mă rog, de anumite personalități, influenceri, pentru care ai editat, ești văzut abia după 6 luni. 8 luni. Asta este. Păi ce faci pentru mori de foame? Asta este. Focusul este să fiu cel mai bun, clar. Dacă nu sunt văzut decât după 6 luni, înseamnă că n-am fost. Înțelegi? Adică lumea ar trebui să fie puțin cu picioarele pe pământ. Dacă nu te-a băgat în seamă ăla pe care vrei să, nu știu, să, sau ăla căruia vrei să-i atragi atenția, înseamnă că n-ai făcut încă o treabă bună sau poate n-ai selectat bine omul. Uh-huh. Înțelegi? Încearcă cu mai multe personalități de genul ăsta. Și atunci ce faci? Schimb nișa? Nu schimb nișa. Pur și simplu, ce faci? Adaugi o chestie în plus pe care tu poți să o adaptezi. Skill-ul rămâne acolo, ăla nu pleacă nicăieri. Am învățat să fac vizualizări pe o chestie, de exemplu, nu știu, păi nu, clinici de tare sau... Am înțeles, dar noi am trecut acum, deci, de la skill-ul de a edita, ok, să zicem că e relativ ok, dar nu ești încă recunoscut, adică tu poți să editezi, dar nu știu, poate n-ai... Cum editezi tu nu e pentru nișa aia, pentru brandul ăla, ce faci? Da, te duci schimb. Și cauți alt tip de client sau, sau schimbi stilul de a edita? Dacă tu practic ți-ai găsit primul client, ăla e cel mai important pas, știi? Am trecut de ăla. După aia poți să schimbi nișa oricând vrei tu, da, o să fie puțin greu, știi? Dar nu e mai greu decât începutul ăla, okay. Începutul în care n-aveai niciun skill și trebuia să-l crești, știi? Ai deja skill-ul acum, trebuie cumva să schimbi macazul. Și focusul pentru a servi 1, 2, 3 clienți de ăștia buni, care te plătesc bine, pe nișa ta sau o nișă sau a doua nișă separat, nici nu contează. Practic ți-ai format portofoliu și ai ajuns la bănuții aia. Ca să trec mai departe, să fac mai mulți bani, 8 și ceva, mai avem un pic. Ce aș face eu? Ceva surplus, da? Deci pot să ajung la banii aia, dar rămân fără timp. Dacă trebuie să servesc foarte, foarte bine 3 oameni, să fac content ca nebunul, s-ar putea să nu mai am timp liber. Și atunci, da, deci ăsta ar fi pasul următor, să măresc echipa. Aș lua un puști la fel de dornic ca și mine să învețe, o să vină să învețe pe banii mei practic, că îl plătesc cu ceva, versus cum am început eu pe banii mei personali, ăla învață direct pe banii mei el. Eu n-am avut pe banii cui să învăț. Și atunci îi convine, l-aș învăța toate skill-urile de la bază, să știe să facă și el ce fac eu pentru oamenii ăștia, okay. Și aș putea să mă duc la 4-5 clienți, îl plătesc și pe el, bineînțeles, rămân clar cu 10.000 pe lună, lejer, din clienții aia buni. Și părerea mea după aia, dacă am învățat un tip, pot să-l învăț și pe al doilea și pe al treilea și să măresc echipa, știi? Și pot să iau al 5-lea client, al 10-lea, 15, 20, habar n-am. Nu, cât pot să duc, știi? Da. Cât pot să duc. Și practic mi-am creat o agenție. S-a fost pasul 4. Nu? Da. Mai avem puțin. Mai departe, extra pas, da? Deci eu pot să ajung cu o echipă de 5-10, mă rog, pot să ajung la 20.000, 30.000, 40.000 pe lună. Lejer, că da. Servesc mult mai mulți clienți, clienți de calitate, măresc și prețurile în timpul ăsta și părerea mea e că aș scoate un curs. Aș scoate un curs prin care să învăț tipi care ar vrea să ia drumul meu, cum să-și creeze o agenție de video editing. Nu știu, un target de 1.000 de studenți, ăia sunt,
197 de euro curs. Deci ai documentat tot procesul, da, pe care l-ai. Și poți să-l oferi pe tavă, exact. Okay. Și cred că am făcut 10 minute. Cam perfect. Aia. Bun. Dacă mai doriți alte nișe. Da. Deci asta e un test acum, să vedem ce este. E ca un episod pilot dintr-un serial foarte șmecher. Da, da, foarte șmecher. Dacă vreți să învățați cum să deveniți un pescar excelent, ca să mâncați pește toată viața. Ah, vrei să-mi dai asta de lucru? Deci puteți să faceți în felul următor. Ăsta este un prim episod cum ar veni. Lăsați comentarii, da? Și spuneți, bă, pe ce nișe vă interesează voi să activați și cum credeți voi că ați putea ajunge acolo, dar lăsați-ne nișa și noi venim, nu știu, care alege cea mai bună nișă, venim cu un episod ulterior și prezentăm tot așa, în 10 minute încercăm, să facem un parcurs de la zero pentru oricine care intră pe nișa respectivă. Și alegem, practic, dacă sunt 2, 3, 4 nișe comune, o alegem pe aia, nu știu, cea mai comună dintre ele, verificăm comentariile și venim cu un al doilea vlog. Cam atât a fost. 11 minute, ok, bine. Dar nu, știu, nu uitați, da, să dați subscribe ca să fiți pregătiți. Și like la clip, bineînțeles.